Sacul cu galbeni. A fost odată ca niciodată, într-o țară îndepărtată, un om ca oricare altul. Agonisise omul nostru, nițica avere nu prea multă, se căsătorise, își clădi o căsuță și trăia acum cât de cât fericit și fără griji. Într-o zi merse la târg să cumpere niște orez, căci în țara în care trăia trebuie să știți că orezul era la fel de apreciat ca și pâinea. Își luă cu dânsul un sac și niște galbeni. Fusese un an mai puțin bun, iar recolta de orez fiind slabă, acesta se vindea scump. Nu știm prin ce împrejurare, dar fiind multă lume la târg, omul nostru numai ce se trezi fără sac. Se întristă peste măsură, mai ales că trebuia să se întoarcă acasă la soția sa, fără orez și fără sac. Draga mea, să știi că astăzi târgul a fost atât de aglomerat încât o mulțime de oameni și-au pierdut sacul, îi spuse omul de cum intră în casă. Să nu-mi spui că l-ai pierdut și tu. Cine oare nu l-ar fi pierdut în acea îmbulzeală? Se tângui el drept răspuns. Soția sa căzu puțin pe gânduri, iar apoi îl întrebă din ce în ce mai îngrijorată. Dar banii? Unde sunt banii noștri pentru orez? Ei, nu trebuie să-ți faci griji în privința lor, îi spuse bărbatul tare, mândru și liniștit. Am legat banii bine, bine într-un colț al sacului, așa că ei nu se vor pierde niciodată. Sunt sigură că nu se vor pierde. Cel care a găsit și sacul și banii, sigur nu-i va pierde. Problema e că îi va folosi altcineva și nu noi care am muncit.